Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Am ajuns la cea de-a patra întâlnire maraton cu fizicianul și inginerul Emanuel Surducan, care își desfășoară activitatea la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj. Am filmat aproape 6 ore în 2 zile consecutive, după care a început munca laborioasă a montajului acestui material foarte extins pentru a fi pregătite cele 6 episoade ale serialului pe care l-am botezat Întâlnire la o cafea cuantică, având tema de la cosmologie la biologie și conștiință. În amintirea celor discuții pe care le aveam noi în laboratorul de microunde a Institutului, unde serveam desigur și cafeluța pe care o pregătea pe loc. Am simțit de fiecare dată nevoia de a înregistra acele dialoguri, dintre care unele le-am inclus ca și prezentare într-o carte pe care am scris-o în anul 2009, iar altele au devenit chiar subiecte de emisiuni. Tema discuțiilor noastre din acest episod va porni de la cosmologie, având ca reper principal secvențe extrase din interviu cu cercetătorul Max Tegmark, dar se va extinde spre biologie și conștiință pentru a lărgi viziunea noastră asupra vieții și universului. Data trecută am completat și prezentat noutăți despre universurile paralele care se splitează la fiecare eveniment cuantic, teoria superstringurilor, rezonanța Schumann și multe altele. Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere! Bine te-am regăsit, Cristi, bun regăsit telespectatorilor! Ne reîntâlnim din nou la acest maraton în abordarea unei teme de mare interes și anume cosmologia și poate nu numai, deoarece subiectele se leagă între ele într-un mod extraordinar de interesant și fascinant. Și de ce ne interesează cosmologia? Deoarece dacă înțelegem Universul, atunci ne putem înțelege și pe noi înșine mult mai bine. Înainte de a reviziona fragmentul introductiv pregătit, mai am o întrebare pe care i-am adresat-o domnului profesor Max Tegmark și care are legătură directă cu tot ceea ce am vorbit noi până acum în celelalte emisiuni despre mecanica cuantică. Și anume, dacă este posibil ca universurile să se spliteze în nenumărate alte universuri la fiecare nou eveniment sau stare cuantică. Și o să vizionăm mai întâi răspunsul său, după care aș dori să povestim puțin pe marginea acestei idei. So in other words, are these universes splitting every microsecond and create an infinite number of universes or? So that depends on how we think about this. If we think of reality itself as just being this quantum world which is governed by this equation of quantum mechanics called the Schrödinger equation, then there was only one world and there always is one world also. But this is not the world that we perceive. This is the world where everything can be in many places at once. What you can calculate, which you, Everett, did, is that the way it's going to feel to us is that like things actually, our reality is actually split. Because whenever I am in many places, each one of them, of me, of the Maxes, will feel that they are the only one. So it actually feels to us as if there has been some kind of splitting. But the way it actually feels, of course, is not like, I never feel that I split. It just feels like something happens sort of at random. And we can understand this even without all this complicated stuff about quantum mechanics. So suppose we go into a hospital here in Cluj, okay? And some doctor there says that he can make a clone of you. So he scans where all of your atoms are exactly with this machine he's invented. And then he gives you a sleeping pill. And then he tells you that when you wake up, in room one, there will be the original you. And in room two, there will be the perfect copy of you. But it'll be so perfect that when the copy wakes up, it will feel that it is also you. It has all the same memories, looks the same, and so on. So that means that now I can ask you in advance, when you wake up and feel that you are you, which room will you be in? Will you be in room one or two? You know that there will be somebody who feels that they're you who wakes up in both places, right? Suppose I go in the next morning and you've just woken up in room two, the clone, and I tell you, hey, I'm gonna bet you money, I'm gonna bet you 100 lei that you're in room one. What odds would you give me? You would say, well, I can give you 50-50. I could be the clone or I could be the original. There's no way to know.
it's going to feel random to you. You can go out of the room and you can look at the number that's written and it says 2. It will look random. This had nothing to do with quantum mechanics at all, right? And the basic idea is just that if we get copied, if we get cloned, subjectively to us it will feel random. And this is actually a famous puzzle in quantum mechanics, that quantum mechanics has these measurements which have outcomes that seem random. It seems like we couldn't, there was no way we could have predicted what would happen. But we cannot work with infinite solutions. Because if an equation, which I understand from quantum mechanics, is giving me an infinite solution to that, I can't work with it. But these things happen even if there's nothing infinite. Even if I only make 2 copies of you, it will feel subjectively random to you. So what Hugh Everett said when he came up with this idea was that basically, there is nothing really random in nature. But when things feel random, it's because we have been copied. And it turns out in the mathematical equations of quantum mechanics, it has the power to copy you, in a sense, by taking your particles and putting them both here and there at the same time. This is, of course, very controversial. But basically, the higher the level of the multiverse you go to, the more controversial they are. But it's also very interesting because when Hugh Everett first came out with this theory, people said, "Ah, this is absolutely crazy," and they didn't want to give him a job in physics. But now people are very interested in this because of technology. You can use these ideas to build what you mentioned before, quantum teleportation systems, where you can send secret information from one bank to another using these ideas so that nobody can intercept the information. And you can, people are trying very hard now also to build what's called quantum computers. They're computers where the whole calculation gets cloned in a way so that they can make parallel computations in all these parallel universes to get the answer faster. So your laptop has more than one processor in it, so it can do things quicker. But people are trying to build computers now which can calculate things much faster than even a normal computer the size of our universe could do. And they haven't succeeded yet with making big quantum computers, but if they do succeed in 10 years or 50 years, then I think people will take much more seriously these ideas, because if the computer can get the answer so quickly by using calculations in parallel universes, you sort of have, it makes it more plausible, hard to deny that these things are sort of real. But what I heard about the present moment which the technology arrived is molecular computers which are based on the level of an atom which can store an information by losing or accepting an electron, and this is the difference between the state of 0 and 1. Yeah, that's right. And in fact, all of our computers, if you look inside how they work, they always encode zeros and ones somehow in the position, in the state of some atoms. Another very popular way of doing a quantum computer is, and you can have a particle that can be spinning either clockwise or anti-clockwise. This can be 1, this can be 0. And in the normal computer, each bit of information is either 0 or 1. So, for example, when we buy money on the when you buy things on the internet, the codes that are involved there, to crack them, you have to be able to take a very large number, which is one big prime number times another, and figure out which two numbers were multiplied. The easiest way to check this is to say, well, can you take the big number? Is it divisible by 2? No. Can you divide it by 3? No. And you keep testing, but that takes a ridiculously long time. Because you have to try one at a time. But in a quantum computer, the bit of information, which depends on how the atom is spinning, cannot be just either 0 or 1. It can also be 0 and 1 at the same time. And if you take now many bits, which together maybe get interpreted as a number between, say, 1 and a trillion, this
can now be all the numbers at the same time. And then the program can calculate with all the numbers at once in just one step, which is then trillions of times faster. This is, loosely speaking, you know, one of the key ideas behind quantum computers. And so what we're seeing is that these ideas, which sound very crazy, now there's a lot of money in them and a lot of very serious experimental effort. Because also they're useful. Quantum hard disk, because if the level of an atom can be used to be equal with a memory unit, which is so small, like the size of an atom, and you can create maybe 10,000 or millions of terabytes hard disk using atoms directly as the smallest memory unit. That's right. We always want bigger and bigger hard disks, which means we have to make the bits themselves smaller and smaller, which means we approach the limit where there is one bit per atom when we have to deal with these quantum things. So the quantum world might seem very weird, but it's extremely useful. We've discovered recently also that nature takes advantage of this. For example, photosynthesis. It became clear that when a plant takes light from the sun and converts it into energy that it can use, it actually uses this quantum weirdness that particles can be in two places at once to do photosynthesis better. And if even plants can take advantage of this technology. Oh, so this is why we cannot duplicate in industry the splitting the atoms from carbon from and oxygen and combine because we need so much heat and power, and plants don't need that. So this is what you are suggesting? Well, it's clear that nature has already taken advantage of some of these weird quantum effects to do things better and more efficiently. So I think we humans also should try to take advantage of it even more. In, for example, how we build our computers. And so I think basically it used to be that a lot of physicists were very angry about at Everett and said this is stupid and crazy. And now people are getting very interested because they're realizing it's actually useful, and they've sort of learned to love the weirdness. Yes, and this is even more interesting about a little bit to present a theory that in biology, in the human body, the cells are having 3 bytes behavior. It's 0, it's 1, and minus 1, because the cell can grow up, do nothing, or fall back. You know, this is and someone said that we may be creating in the future a 3-byte computer. Yeah, it's very interesting. We used to think that computers were limited by the laws of classical physics. They can be 0 and 1, and that's it. And people proved all these theorems and say you cannot crack this code, it's safe, because it would take more than 1 billion years to figure out what your password is and stuff. But now we realize those are not the true laws of physics. The actual true laws of physics are the laws of quantum physics, and they're different. And they let you do things which previously seemed impossible. Also, quantum physics, and I wish to ask you your opinion about, said that if you observe a particle, then it behaves different than if you are not observing it, because it eludes the observation. It doesn't want to be observed. Yeah, this is a key part of this mystery. So if you can be in two places at once, or if this glass of water can be in two places at once, we have to explain why do we never see this. And it turns out you can prove by using the laws of quantum mechanics, and which were that there is a process that we call it decoherence. It was discovered in 1970 by a German physicist, Hans-Dieter Tse, and there's a very nice book about it, actually co-authored among others with a Romanian physicist named Stamatescu also, and they showed that
this decoherence effect causes a kind of censorship, that these quantum particles can only really be in two places at once in a useful way as long as it's secret. It only works as long as it's secret. As soon as somebody so finds no out... So no observer is there. No yes, observer. Yes, exactly. That, so as soon as any person or any part of the outside world finds out where this glass is, it destroys all these useful quantum effects. And this is why it's so difficult to build a quantum computer, actually, because you have to keep the whole calculation secret, not just from people, but from other atoms. If you have an atom which is here and here, and then a molecule of air comes and bounces off of one of them, now the atom found out what's going on, and the whole quantum calculation fails. So they have to take the quantum computers, maybe try to make them super cold, make a super vacuum, super dark. It's very difficult to try to keep the calculations secret. And the bigger the quantum computer is, the harder it is to keep everything secret. This is why you and I don't feel like quantum computers, because we are very big. And as we speak, millions and trillions of atoms are bouncing off of us. Particles of light bounce off of us. And that ruins any kind of attempt to keep secret from the universe what we're thinking about. So that's why when we think, we cannot use these quantum shortcuts. But that doesn't mean that we cannot build machines which are better at keeping the quantum secrets and do these very useful. Așadar, foarte pe scurt, la ce se referă această idee a unui univers care se splitează la fiecare eveniment cuantic? Asta spune că, de fapt, o ecuație rezolvată în termenii mecanicii cuantice are soluții dinamice. Adică, pe măsură ce timpul evoluează sau niște parametri din condițiile la limită se schimbă, se schimbă soluțiile și soluțiile ecuației. Pe mine m-a surprins altceva. În analiza de evoluția conceptului de spațiu în timpul istoric al descoperirilor științifice, mi s-a părut interesant cum a evoluat el ca răspuns al modului nostru de a-l percepe. De la scenă la un sistem dinamic, foarte greu de imaginat acel aspect al compensării lungimilor și timpului. Asta mi s-a părut ceva, nu știu câte minți ar putea să, ceva complet absurd. Deci absurd, dacă o iei, este un lucru absurd. Dar compensat de nevoia constanței vitezei luminii, care o fi așa, putem să punem un semn de întrebare, sigur, un semn de întrebare doar. E la fel de mare întrebarea dacă această viteză este una absolută sau da, ar putea da, să existe... Da. Există niște aspecte interesante. Acum eu mă lovesc de viteza luminii când măsor proprietățile spațiului, pentru că de fapt în ecuațiile lui Maxwell viteza luminii rezultă dintr-o operație matematică, unul supraradical din epsilon ori nu. Unul reprezintă proprietățile electrice, nu reprezintă proprietățile magnetice ale spațiului. Exact. Și când fac socoteala asta, îmi iese un număr foarte mare care este exact viteza luminii. În momentul în care lumina se propagă într-un alt mediu dielectric, în apă sau în altceva, viteza ei se schimbă. Viteza ei limită, se schimbă. E mai mică. Întotdeauna mai mică. Da, pentru că mediile dielectrice au întotdeauna constantele, proprietățile astea dielectrice mai mari decât vidul, decât spațiul liber, care e considerat a fi unul. Da. Da? Asta înseamnă că în aceste medii ea se propagă mai încet. E un efect interesant, efectul Cherenkov. Dacă o particulă vine din spațiu cosmic și are o viteză mai mare și intră într-un mediu cu în care viteza ei, a particulei, este mai mare decât viteza limită a luminii, va începe să emită lumina albastră și se va frâna. Este ca și cum există o condiție ca nimic să nu se poată propaga mai repede ca viteza luminii în mediul respectiv. Așa a fost interpretată. M-a fascinat în momentul în care am întâlnit-o prima dată, pentru că este o modalitate în care se urmărește în fizica cuantică deplasarea particulelor în camerele cu bule, în camere cu lichid.
Se urmărește efectul Cerenkov. Se face, deci mediul care se propagă este fie lichid, fie solid. Sunt cristale transparente. Uh-huh. Și așa poți să urmărești particule de energie foarte mari. Deci, viteza luminii depinde de proprietățile, cel puțin la ce știm acum, de proprietățile dielectrice ale spațiului în raport cu câmpul electric și magnetic. Ce te determină să alegi o realitate? Te determină un bagaj. Sigur, ai mai citit niște cărți. Știi, cărțile care sunt din colecția asta ți-au plăcut sau asta te determină să te duci pe direcția aia. Sunt foarte puțini cei care se duc și iau la întâmplare sau, mă rog, iau la întâmplare, dar intuiesc că pe raftul ăla este ceva. Sunt câțiva. A fost un Newton, a fost un Einstein. Știi? Da, da, da. Dar asta nu înseamnă că nu poți să o faci. Eu nu cred că nu poți să o faci. N-ai înțelege. Uh-huh. Problema ar fi că dacă ai lua o carte din raft și nu ar fi pentru tine în momentul ăla, n-ai înțelege ce scrie înăuntru. Uh-huh. Ar trebui să faci întâi o școală, un curs de limbă, respectivă, ca să înțelegi. Sigur, e un mod de a privi modul de selecție a realității. El este în mod cert mult mai complex. Uh-huh. Și toate analizele care se fac, experimentele care se fac, evidențiază că această complexitate stă în însăși natura conștiinței noastre, în modul în care ne manifestăm. Lucru care e foarte greu de înțeles. Sigur, e ușor să spun că aș putea să definesc niște elemente ale conștiinței, să definesc emoția ca energie, să definesc gândul ca și posibilitate de imaginație a unei realități virtuale în mintea mea, să definesc sentimentul ca acel ceva foarte palpabil care îmi creează, pe care pot să-l regăsesc în chimia organismului meu și îmi creează o stare de bucurie sau de durere sau să plâng sau nu. Dar în cele din urmă, ceea ce am discutat noi acum la modul metaforic este cumva asemănător cu ceea ce se întâmplă în univers? Pentru a explica existența universurilor multiple? Deci, Cristi, eu cred că universurile nu există în afara observatorului. De asta am marjat atât de mult pe observator. Deci, universul nu cred că există în afara cunoașterii noastre. De asta, ideea unor lumi paralele în care imaginea mea din acel univers își desfășoară o viață într-o paralelă, mi se pare greu de acceptat în ideea că realitatea pe care o văd este ceva ce eu am experimentat. Ceea ce rezultă din toată analiza mecanicii cuantice, ceva ce eu selectez printr-un proces de ordine. Da? Mi se pare mult mai interesant să analizez cum să-mi aleg o realitate pe care o doresc la nivelul lumii mele, a universului meu tridimensional pe care îl recunosc. Asta mi se pare, să zicem, un prim pas care ar trebui să-l fac. În primul rând să-mi creez realitatea care o doresc, o realitate fără durere, fără conflicte, fără frică. Dacă până la urmă ajung înapoi, știi de ce ajung înapoi la conștiință? Și vezi, știința se bazează pe observator. Observatorul, tu și eu și alții avem o conștiință și avem un mod de a ne raporta, avem un mod de a percepe realitatea. Putem să vedem diferit și culorile. Ne diferențiază foarte multe lucruri, ne țin împreună la nivelul de înțelegere modelele. Mai există și lucruri subtile pe care acum știința le dovedește că există. Există o comunicare între noi, dar asta e altă discuție. Da. Da? Și atunci, în măsura în care noi suntem individuali, creăm o realitate în care trăim. Eu nu știu dacă există altceva acum în afară de încăperea asta. Da? Da. Mi-e greu să anticipez ce se întâmplă altundeva în exteriorul meu. Sigur că mintea poate să-mi creeze niște modele. Poate să-mi spună, cam așa se întâmplă. Sunt virtuale pentru mine în momentul ăsta, până când nu am călcat acolo. Da. Adică povestea aceasta cu alegerile pe care le facem, oare poate fi pusă ca model sau reper pentru a explica existența universurilor paralele? Ceea ce e foarte interesant, pe lângă faptul că este foarte greu să ne imaginăm
universul acesta în care existăm noi. Al nostru. Al nostru. Max Tegmark spunea că una din teoriile sale legate de multiversuri este aceea că am putea avea mai multe universuri, tot ca al nostru, dar la distanțe atât de mari, încât orice comunicare între ele este imposibilă. Mi se par fascinante aceste idei și jos pălăria pentru cei care le gândesc și le pun în model matematic, care este o altă limbă. Sigur, putem să privim lucrurile și așa, dar dacă... Vezi, ți-am spus la început un element foarte... Scena lui Newton. Da? Privind de pe scena lui Newton, luna se mișcă pe cer. Soarele se mișcă și el pe cer. Analiza experimentală îmi dovedește că nu e așa. Aceste universuri, sigur, în momentul ăsta gândirea mea poate să le vadă din această perspectivă, că ele există în afara modului meu de a analiza lumea. Da. E foarte complicat de gândit asta. Foarte complicat și poate nu. Înclin să cred totuși, nu știu dacă e corect sau nu, că observatorul este important, că eu sunt cel care decid ce selectez. Dar nu numai eu, că asta este o problemă. Eu sunt limitat în modul de a gândi. Eu am cunoștințe reduse la domeniul în care eu m-am specializat. Da? Pe pământ sunt o mulțime de oameni, fiecare cu specializările lui. Problema se pune că ar trebui ca noi toți împreună să creăm această realitate în care existăm. Și universul să fie o creație a minților tuturor și nu numai atât. În această perspectivă, conștiința deja nu mai e legată. Conștiința nu mai e legată numai de om, este legată de tot ceea ce există. Pentru că în momentul când ceva există, da, a fost nevoie de un proces de ordine care să creeze acel ceva, o banală piatră. Da. Deci, la nivelul ăsta ar trebui să redefinesc, așa cum am tot modificat conceptul de spațiu, ar trebui să modific conceptul de conștiință și să includ în el nu numai ființele, nu numai oamenii, nu numai ființele vii, nu numai copacii, ci să includ în el întreaga existență. Bun, dar ce se mai inventa, de exemplu, în domeniul teleportării? Că și aici am auzit multe lucruri. Și al gravitației artificiale. Gravitația este curbura spațiului, dar să știi că lumea, nu toată lumea acceptă acest lucru. Deci se caută în continuare unde gravitaționale. Există un alt model care spune că de fapt există corpurile cu masă, generează gravitația. Gravitația e undă. Dar Lorenz Krauss mi-a spus că acum îi pe cale să se descopere aceste... El crede că în se vor descoperi. Da, vieții noastre... Se poate. Experimentele... Să... Eu am studiat odată un experiment. Am vrut să văd cum este făcut și de fapt să încerc să înțeleg cum caută oamenii unde gravitaționale și mai ales de unde să fie generate. Ideea este că aceste unde gravitaționale sunt generate în niște evenimente cosmice importante, explozii, da, și așa, da, mai departe. Și atunci ideea este că ele pleacă de acolo și vin și interacționează cu Pământul și tu pe Pământ trebuie să ai un dispozitiv care să le vadă așa cum telescopul vede stelele. Da. Una dintre construcții presupunea un tank uriaș de aluminiu pe care erau dispuși în anumite poziții senzori piezoelectrici, toată povestea scufundată în N-tankuri de lichide și așa, totul coborât undeva în adâncuri într-o mină, totul suspendat, nimeni nu suflă, nimeni nu strănută și tu urmărești niște evenimente pe care le pui în corelație cu observația astronomică. Pentru că dacă o să ai un cutremur, o să-ți vibreze tankul. Da. Da? Ideea este că acea undă vine și comprimă tankul tău. E undă gravitațională și dacă e undă gravitațională, ăsta ar fi efectul. Da, dar a spus Lorenz Krauss că s-a făcut un experiment de genul ăsta. S-a făcut și au fost și alarme de astea care au fost, după aia s-au dovedit a fi false, pentru că au detectat evenimente. De fapt acolo cum merge un experiment de ăsta? Asta e ideea. Ăla vibrează tankul respectiv, se comprimă datorită undelor gravitaționale și tu ai niște detectori piezoelectrici pe suprafață care monitorizează compresia pe cilindrul respectiv, care e mare, nu știu. Mi s-a părut imens atunci, mi s-a părut de dimensiunile unui bloc sau poate mai puțin de un bloc, așa ceva. Deci o dimensiune mare. Bun. Și
Ideea este că pe tine tu vei auzi toate zgomotele de pe pământ, vei auzi mișcarea pământului, o vei înregistra, deci are mai multe scopuri, vei înregistra cu tremurile vânt nevânt, pentru că sunt mișcări mecanice, sunt vibrații mecanice la care se transmit. Ideea este să identifici unda gravitațională și să fii sigur că ce vine de la evenimentul cosmic pe care tu îl urmărești este povestea care a ajuns la tine. Pentru asta trebuie să știi viteza de propagare a undei gravitaționale. E o mică problemă aici. Că dacă la lumină știm că este 300.000 de kilometri, nu prea știm cât este aici. Și nu prea știm cum să corelăm. Pentru că steaua aia se află, după cum tocmai am explicat, într-un trecut al nostru. Dacă este un câmp, totuși nu... E gravitațional, nu-i electromagnetic. Nu-i electromagnetic. Viteza lui nu depinde de proprietățile electrice și magnetice ale spațiului, ci de proprietățile de masă ale spațiului. Deci ar trebui să fie influențată viteza de prezența maselor. Sau mă rog, dacă nu viteza, atenuarea. Nu știu, nu cunosc modelul, deci nu cunosc modelul respectiv, ca să intru în amănunte și să fac devarații, dar am sesizat, ți-am spus câteva probleme așa cum mi-am adus aminte. Da. Deci, sigur, se caută și asta se caută. Există un lucru mult mai simplu pe care nu-l înțelegem și pentru care se fac în continuare experimente. O să te amuzi. Am ajuns și la partea cea mai profundă a teoriilor despre univers. E vorba de universul de ordinul 4 care aparține lui Max Tegmark și a scris această carte care se numește Universul Matematic și vom reviziona un fragment introductiv despre ce anume înseamnă un univers matematic. Things. Very fascinating, and let's talk now about level 4 of the universe. So the fourth level of our multiverse is that's the most extreme and controversial kind, and I call that our mathematical universe or the mathematical multiverse. That's the main I talk about all four levels in this book, but that I just finished, but. Through climax of the book is the fourth level. So the entire book is for the explaining the fourth level. But to understand the fourth level, first we have to understand everything about our universe that we talked about in the first program, which is the first part of the book. Then we have to understand the first level and the second and the third. So there are a lot of chapters about that. And then you get to the fourth. We talked before about where I work at MIT. A lot of students walk around with T-shirts with equations. Yeah. And we talked about even if there is only. So the ultimate dream, of course, of theoretical physicists, like the ones working here across the street here in Cluj, is to find the correct equations, the theory of everything, which can describe all of physics. Maybe it's string theory, maybe it's going to turn out that that's wrong and it's something else. But suppose you have that T-shirt with those equations. Then you have to still ask, why those equations? Why not some other equations? Because in the math department here at the Babes Bojo University in Cluj, mathematicians study all sorts of other equations also. And you can classify all these different mathematical structures, as they're called, which are described by different mathematical equations. And you have to ask, of these equations, these equations, these equations, what's so special with the ones on the T-shirt that make them describe physical reality and not the others? And the idea behind the level 4 multiverse is to say that actually there is complete democracy. Each mathematical structure described by some equations that make sense actually corresponds to a real physical universe. So when we find out the equations that can give you the Nobel Prize in this universe that describe everything, string theory or whatever, that just tells us where we are in this bigger reality, because there is also another universe where some other equations hold. So if it turns out that string theory is wrong in our universe, there is another. But if it still makes sense as a mathematical theory, then there is a different level 4 universe where string theory is correct, where the string theorists can get the Nobel Prize. So this is the most diverse of all the kinds of universes, because every possible kind of physics but actually how, happens. I can't imagine this kind of level because it's so complex compared to level 1 we have discussed earlier. How would life would be or exist?
It's very difficult to imagine. And first of all, life is probably impossible in most of these other level four universes. Even we have to remember, even in our own universe, within this region of space that we can see, life is actually impossible in most places. We live on an oasis, Earth, where things are just right. And if on Venus it's much too hot, on Mars it's much too cold. And if we were to just teleport ourselves, like in the Stargate science fiction program you mentioned, to some random part of our universe, we would be in an intergalactic void, an empty space, an almost perfect vacuum. It would be so dark there that we couldn't see anything in any direction, and we certainly could not live there. So life is very fragile and only possible even in a small part of our universe. And I think in the multiverse, most the fraction that has support life is even smaller. But that doesn't mean that this is the only kind of life that there can be. There probably are also other level four universes where it's not carbon-based life, but silicon-based or something. Yeah, maybe. We don't have, I think, enough imagination to imagine all possible kinds of life. Yes, but we can change now even very fundamental things. Like in our world, time flows smoothly like this. But if you play a computer game, an old computer game like Pac-Man, for example, time goes in discrete jumps like this. Yes. Right? You can imagine it. We are approaching the end of part two. One more question. How does your knowledge about parallel universes affect your daily life? Oh, that's a really interesting question. Sometimes I find it very difficult to reconcile how I feel with what I believe. For example, when Philip, my oldest son, was about to be born, I was a lot of time thinking, I hope everything is going to go well. But then I thought, maybe I'm being foolish, you know, because if there are parallel universes, things will go well in some parallel universes and they will go badly in others. So what do I really mean when I say that I hope? Then I thought, well, maybe what I mean is I hope that I will be in a parallel universe which is going well. Yeah. But actually, that's also silly because they'll also be in the other universes because there'll be in a version of Max who's very happy and everyone who's not. So then I thought, maybe what I mean is I hope that in most parallel universes things will go well. Maybe things will go well in 99.99% of all the universes at least. But then that's also really a little bit silly because the percentage of all the universes where Philip was born successfully and happily is something you can just calculate from mathematics. So how can you hope about that? So I think in the end, maybe it's a good thing that I can't quite get my emotions fully linked with what I believe. And I think more importantly, though, I think believing that reality is grander and bigger than we thought and different from how we thought, to me, makes me more humble. And I think us humans having more humility is a very good thing. I think we are a little bit too arrogant often in how we go about dealing with our lives and with our planet. And thinking that reality is very different and very grand should make us more grateful for what we have and make us better care of what we have and just really make the most of what we've been given. Thank you very much. Thank you very much. And we'll continue our discussion next time. Vom continua data viitoare, partea a treia. Acesta e un concept nou pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Care ar fi opinia ta personală? Matematica te duce cu gândul la ordine și, după cum ai văzut în discuțiile anterioare, există o posibilitate ca noi să scoatem din nimic, dintr-un haos al nimicului de zero point energy, materie,
prin informație. Informația reprezintă, este un grad de ordonare a acelui microcosmos, acelui spațiu vid. Ori asta înseamnă că dacă ăsta e un proces definitoriu pentru tot ce se manifestă în universul nostru, asta înseamnă că această caracteristică de ordine este cumva imprimată în însăși structura, ar trebui să fie imprimată în structura spațiului pe care l-am definit, pentru că nu știu dacă ai observat, spațiul pe care l-am definit devine ușor, ușor un fel de loc în care are loc creația Universului. El este cel care conține elementele de creație ale Universului și cel care scoate din acest spațiu afară realitatea este, așa se dovedește, conștiința umană. Nu știm exact, foarte exact cum, dar ea o scoate afară. Așa cum spațiul ne este foarte greu să-l definim și conștiința suferă discuții în a o defini. Deci, cred că lucrurile, în mod cert, vor apărea și alte modele care se vor aplica asupra acestui aspect, cu atât mai mult cu cât dorința noastră de a înțelege funcționarea creierului, care îl considerăm depozitul conștiinței, sau mă rog, da, să zic așa, ca să nu mai intru în amănunte. Dorința noastră de a crea un calculator cu capacitatea creierului uman ne forțează să încercăm să-l înțelegem tehnic. Și asta a condus în actuala societate tehnică, a creat o direcție. Această direcție presupune să înțelegi cum funcționează creierul, să-l studiezi. Această direcție presupune să înțelegi cum funcționează omul. Să înțelegi funcționarea lui, ansamblu, inimă, creier, interconectarea, cum există ea, îți scoate în evidență cum poți să faci asta. Trebuie să măsori ceva, nu? Tehnic trebuie să măsori ceva, că gândul cum îl vezi? Poți să-l vezi printr-un semnal într-un tomograf RMN, să vezi cum se învârt protonii și care proton se aliniază în momentul în care gândești ceva. Poți să vezi asta. E foarte interesant că s-a demonstrat că atunci când ne gândim că umblăm, se activează acelea zone din creier ca atunci când umblăm efectiv. Da, adică mintea umană nu face diferența. Nu face diferența în realitate și între imaginație. Ele. După aceea, altceva ce putem să măsurăm sunt niște semnale electrice, să măsurăm rezistența cutanată, să măsurăm semnalele pe care electrice pe care inima le generează, să măsurăm semnalele pe care creierul le generează și despre care am constatat că sunt foarte, foarte complexe. Că fiecare stare pe care o avem poate să fie asociată cu niște valori, cu niște valori de tensiune, atât ale creierului, cu niște frecvențe, cu niște moduri de bătaie a inimii care să pot să fie contorizate într-o formă de semnal. Deci toate astea, fiecare grup este o bază de date care reflectă un comportament. Această analiză ne-a dus la ideea că generăm câmp electromagnetic. Generăm câmp electromagnetic și dacă știm că un câmp electromagnetic are viteza egală cu aluminiu, o să fim surprinși să constatăm că o emoție pe care am trăit-o se întoarce la noi după mai puțin de 0,2 secunde. Și după care a parcurs tot pământul. S-a dus de jur împrejur și a venit pe cealaltă parte. Atâta trebuie vitezei luminii să înconjoare pământul. Dar emoțiile noastre chiar au asemenea... Da, sunt de măsurat. În momentul în care tu ai o emoție, inima îți bate altfel. Când îți bate altfel, se generează un curent variabil și o tensiune variabilă. Da. Curentul variabil și tensiunea variabilă, conform legilor descoperite de Maxwell, sunt un ansamblu de câmp electromagnetic. Acest câmp electromagnetic poate fi măsurat. Astăzi sunt dispozitive care sunt în stare să măsoare câmpul electromagnetic generat de un om până la 2-3 metri de el. Deci generăm într-adevăr câmp electromagnetic și creierul nostru generează câmpuri electromagnetice. Există dispozitive care pot să-ți măsoare undele creierului la distanță de cap. Nu trebuie să pună electrozi. Deja sunt aceste dispozitive care au fost create tocmai în ideea de a crea un creier artificial și să-l înțelegem. Deci asta am vrut să zic când am zis că s-a creat un curent. Ei,
emisia asta de câmp electromagnetic, care începe să fie studiată, este un lucru deosebit, pentru că câmpul electromagnetic creează rezonanțe. Forma Pământului creează o rezonanță. Da? De asta discutam mult de rezonanța Schumann și... Exact. Deci gândul tău și al meu și al altuia ar putea să modifice rezonanța Schumann și să, de fapt, cu Pământ, cu tot, noi toți să fim un fel de generator care emite în spațiu informația de gândire a colectivității umane ca ansamblu, folosind generatorul câmpului din ionosferă al rezonanțelor Schumann. Dar am înțeles că acele frecvențe sunt produse de descărcările electrice. Da, dar ele sunt totuși, asta vreau să zic, ăla e un generator. Da. Descărcarea electrică este un generator, ea creează câmpul. Da. Câmpul stă într-o stare de rezonanță. Dar tu emiți un alt câmp electromagnetic pe frecvențe mai mici sau mai mari și între două câmpuri, deci cum modulezi un generator? Suprapui informație care de obicei este o informație de putere mică peste o informație de putere mare. Da, dar frecvența care s-a calculat pe baza descărcărilor electrice naturale care au loc în ionosferă este de 7, exact, dar dacă tu faci o socoteală câțiva Hz și asta corespunde nivelului stării de somn. Așa este. Și starea noastră de... Nu neapărat de somn. Starea beta, spre capătul de jos a stării beta, când ești înainte de a adormi, și imediat după ce te trezești, atinge zona acestor frecvențe, 8 Hz, 7-8 Hz. Și imediat după ce te trezești, atinge zona acestor frecvențe, 8 Hz, 7-8 Hz. Deci e la limita dintre somn și veche. Da. Că după aceea starea de veche are frecvențe mai înalte. Are frecvențe mai înalte și starea beta continuă până pe la 12 Hz. După care începi să te agiți, de pe la 15 Hz în sus devii atent și porți o discuție sub lumina reflectoarelor ca aici. Deja frecvența a crescut la 22-25 de Hz. Dar asta înseamnă că noi intrăm în rezonanță cu frecvența Schumann naturală a planetei numai în acea perioadă de timp. Dar este suficient ca să modulezi o informație. Da. Da? Este suficient să modulezi o informație. Poate ăsta este secretul de ce din alte tipuri de experimente rezultă că pentru a crea o realitate dorită, da, trebuie întâi să te transpui într-o stare care să fie caracterizată prin această zonă de frecvențe a funcționării creierului și printr-o coerență între respirație și bătăile inimii. Un fel de modulație, respirația să-ți moduleze bătăile inimii la o frecvență de 0,1 Hz. Asta este o stare asociată stării de meditație și pentru că suntem într-un secol în care curiozitatea este în continuă creștere, au fost monitorizați masteri, au fost monitorizați călugări, au fost monitorizați persoane care, despre care se știe că au o capacitate de a intra într-o stare de meditație. S-a constatat că este ceva comun tuturor. Deci modul de manifestare al bătăilor inimii, a respirației, a frecvențelor creierului este în aceeași zonă. Da, dar mai degrabă eu cred că însăși energia aceasta ionosferică ne ajută să intrăm în starea de meditație tocmai datorită acestei rezonanțe naturale dacă reușim să ne acordăm undele cerebrale în jurul frecvenței de 7,8. Foarte posibil, atunci suntem în rezonanță și putem să transferăm foarte ușor informația. Da. Să știi că sunt și alte experimente care evidențiază posibilitatea influenței altora sau influenței materiale. Am început cu aceste trei aspecte ale conștiinței. Am început cu emoția, cu gândul și cu sentimentul pentru că ele sunt ușor de recunoscut. Ele sunt ușor de recunoscut în stările noastre de zi cu zi. Dar ce este, cum diferențiem emoția de sentiment? Emoția este o energie, nu este o stare, este o energie. Gândul nu are puterea să creeze un sentiment, dar împreună cu emoția, cu energia emoției, el este capabil să creeze sentimentul. Răspunsul energiei, emoției și a ordonării pe care gândul o face în conceptele noastre, exact, sunt capabile exact să creeze sentimentul, să creeze acea senzație de bine sau de rău, care sunt
perceptibile și sunt măsurabile la nivelul corpului nostru. Ce se întâmplă într-un experiment? Aceste aspecte ale modului în care funcționăm, pentru că practic aceste aspecte reflectă întreaga noastră existență. De fapt așa trăim. De fapt așa trăim în fiecare zi. Suntem mai mult sau mai puțin conștienți de gândurile noastre, de emoțiile pe care le avem, dar sentimentele sunt pregnante, pentru că ele sunt acțiunile determinate în realitatea noastră. O analiză științifică a modului de funcționare presupune să încercăm să găsim niște semnale, să încercăm să analizăm funcționarea organismului nostru oarecum mai aproape de noțiunea tehnică. Și sunt două categorii de măsurători care se pot face foarte simplu. Se poate face o monitorizare a cum funcționează inima, electrocardiograma, și o monitorizare a cum funcționează creierul, electroencefalograma. Aceste aspecte se știe astăzi că pot să fie foarte bine corelate cu stările amintite, cu emoția, cu sentimentul, inclusiv cu procesul de gândire. O analiză a lor a subliniat că în momentul în care creăm o realitate dorită, există o succesiune, o anume formă în semnalele, de exemplu, ale creierului. S-a constatat că dacă creierul este în starea beta spre delta, în care frecvențele de generare pe care le generează creierul sunt în domeniul 8-4 Hz. Exact. Modalitatea în care vizualizăm și asociem emoția vizualizării noastre este mult mai, cum să zic, este mult mai puternică, este mult mai, are efect mult mai pronunțat. Este atât de pronunțat acest efect încât experimentele făcute în Japonia au evidențiat că un master poate să determine mișcări motorii asupra unui învățăcel aflat în altă clădire sau la alt etaj, cu sincronizarea celor două evenimente. Asta înseamnă că în momentul în care determinăm o acțiune, starea în care ne aflăm este foarte importantă. Ori stările care corespund aceste zone de activitate a creierului se cunosc, au fost măsurate și sunt asociate stărilor de meditație. Din păcate, timpul se accelerează în acest mini-studio unde vorbim despre cosmologie și iată că am ajuns la finalul celui de-al patrulea episod despre toate acestea, despre cosmologie, despre viață, despre conștiința umană și mulțumesc foarte mult pentru participare. Trebuie să repet din nou că a fost un privilegiu și o bucurie. Și pentru mine a fost o bucurie la fel de mare. Acesta a fost al patrulea episod din serialul numit Întâlnire la o cafea cuantică, având tema de la cosmologie la biologie și conștiință. Data viitoare vom reactualiza câteva fragmente din interviul cu Max Tegmark și vom vorbi despre universul matematic, rezonanța Schumann, câmpurile electromagnetice, influența gândurilor în modelarea realității și multe altele. O să mai fac câteva precizări despre cercetătorul Max Tegmark. A fost ales membru al Societății Americane de Fizică în anul 2012 pentru, citez, contribuțiile sale la dezvoltarea cosmologiei, măsurători de precizie în fondul cosmic de microunde, teste de inflație și ale teoriei gravitației, precum și pentru dezvoltarea unei noi tehnologii de interferometrie radio de joasă frecvență. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.